Amin. Prea curioase, Părinte Stareți, iubiți credincioși. Prea curioși, Părinți. Iată-ne, duminica a întâia, în prima duminică după pogorârea Sfântului Duh. Iertați-mă că am văzut și niște îngeri în trup, dar nu i-am pomenit. Prea curioase, Maici, bine ați venit la mănăstirea noastră și la mântuirea noastră. Deci, duminica întâia, după pogorârea Sfântului Duh, după întemeierea bisericii celei văzute, astăzi s-a binevestit nouă de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, Levi Vameșul, care iată, văzându-L pe Iisus Hristos, văzându-L față către față pe Dumnezeu, se face ucenic, apostol, evanghelist și mucenic. Astăzi, spuneam, ne binevestește nouă Sfântul Evanghelist și Apostol Matei despre povestea de dragoste dintre Dumnezeu și om. Povestea de dragoste nesfârșită, spun, dintre Dumnezeu și om. Dovada a iubirii lui Dumnezeu pentru om am petrecut-o împreună de la Buna Vestire și până la înălțarea Domnului și trimiterea de la Tatăl a Preasfântului Duh, trecând prin întrupare, naștere, lucrarea cea de pământească, patimile sale cele de voie, crucea, moartea, îngroparea, învierea cea de-a treia zi și toate celelalte pe care le știm și care s-au făcut pentru noi, din iubirea preasfintei treimi față de pământul acesta obraznic, cuma aceasta obraznică, însuflețită totuși de Dumnezeu și purtând chipul Său. Deci iată ce este omul că-L vei cerceta pe el, spune Sfântul David, împăratul David, prorocul, atât este de mic și totuși câte n-a făcut Dumnezeu din iubire pentru om, din iubire pentru noi, din iubire pentru tu, tu, tu și tu, pentru fiecare dintre noi, pentru că Dumnezeu nu împarte iubirea Sa sau, dacă vreți, dă iubirea Sa toată fiecăruia dintre noi, fără niciun fel de discriminare, cum am spune păsărește astăzi, fără niciun fel de împărțire, ci ne-o dă toată tuturor. Și o dă aceasta din preaplinul dragostei Sale, din preaplinul dragostei dintre persoanele preasfintei treimi. Și iată, după ce ne arată cum ne iubește El, ne spune astăzi și nouă, asemenea, în același fel în care le-a spus și evangheliștilor, că ar vrea să răspundem dragostei Sale cu o dragoste de măsură omenească. Și ne spune, începe Evanghelia de azi, în mod gradat, să ne spună cum vrea să-L iubim. Anume, zice Domnul că Cel care va mărturisi pentru mine în fața oamenilor, voi mărturisi și eu pentru El în fața Tatălui meu. Aceasta este dovada de dragoste, am spune noi, cea mai de jos sau cea mai de început, pentru că poate să o facă omul cu buzele față de ceilalți oameni, chiar dacă inima lui încă nu este, sau în inima lui nu sălășluiește Duhul Sfânt.
Deci noi, iată, putem să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Deși aceasta spune Duhul, că numai în Duhul putem să mărturisim că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, pentru că trebuie și în inimă să credem aceasta. După cum spune Sfântul Apostol Pavel, cel ce va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul cu buzele sale și cel ce va crede că Domnul în inimă, că Domnul l-a înviat pe el din morți, acela se va mântui. Deci iată o primă dovadă de dragoste, mărturisirea faptului sau mărturisirea credinței cele adevărate. Pentru că spun și alții că Iisus Hristos este Mântuitor, dar nu spun că este Dumnezeu adevărat și om adevărat, nu spun că este fiul unei distinse fecioare, cum spunea Părintele Arsenie, nu spun că este Fiul lui Dumnezeu, nu spun că a murit cu adevărat și a înviat cu adevărat, nu spun că s-a înălțat la ceruri și nu spun că este cu trupul înduhovnicit de-a dreapta Tatălui în stare de jertfă pentru noi. Deci, mărturisire că Iisus Hristos este Domnul, aceasta înseamnă să mărturisim drept. Și aceasta este și singura credință mântuitoare. Degeaba credem noi că există un Dumnezeu pentru toți oamenii. Așa este. Dar nu ne rugăm cu toții la fel și nu ne rugăm cu toții aceluiași Dumnezeu. Iar credința mântuitoare este aceea în care rugăciunea pleacă către Dumnezeu cel adevărat, cel slăvit în treime. Ei bine, și de ce era nevoie ca apostolii să mărturisească, de ce le spune Hristos, Iisus, Domnul nostru, că cel care va mărturisi pentru mine în fața oamenilor, voi mărturisi și eu pentru el în fața lui Dumnezeu, în fața Tatălui meu. Ei bine, pentru că tot ce făcuse omul până atunci, de la cădere și până la întruparea Mântuitorului, era strâmb. Și era, dacă vreți, ținut de un microb de care nu se mai putea despovăra. Iar acest microb era moartea cauzată de păcat. Și le spune acestora să meargă să propovăduiască în lume, să mărturisească despre el. Și ce mărturiseau aceștia? Ce nebunie puteau să mărturisească decât că, iată, tot ce era certitudine până acum, tot ce era ultimă instanță, ultimă realitate, adică moartea, nu mai există. Stupoare și nebunie. Oamenii își duceau apropiații la groapă și îi îngropau, văzându-i fără chip și fără frumusețe, cum spune psalmistul. Copiii își îngropau părinții și părinții își îngropau copiii și veneau niște pescari analfabeți, oameni fără carte și le spuneau, iată, moartea nu există. Ce nebunie mai mare putea să fie aceasta? Și încă în Areopag mărturisește Sfântul Apostol Pavel despre Dumnezeul necunoscut, despre Dumnezeu, despre Fiul lui Dumnezeu întrupat, care a înviat din morți și care dă viață veșnică. Și înțelepții popoarelor, înțelepții lumii spun despre aceasta, vom vorbi altădată. Lasă-ne pe noi. Aceasta mintea nu poate cuprinde. Și cu adevărat, unde îi trimitea Mântuitorul să propovăduiască și ce să propovăduiască? Iată că moartea a fost biruită. Iată că noi vom învia. Iată că omul nu mai este ținut de moarte și de frica morții. Iată că moartea nu mai este ultima realitate, nu mai este o certitudine. Deja se pune semnul întrebării, se pune semnul unei îndoieli.
care se va risipi cu totul după întemeierea bisericii și după primii mucenici care cu sângele lor au zidit și au întemeiat biserica cea una. Ei bine, îi trimite la mărturisire și ne trimite și pe noi la mărturisire, spunând prin aceasta că facem dovada unei iubiri începătoare față de El. Și merge mai departe și ne spune, totuși, este o iubire mai mare decât aceasta. Și zice un cuvânt pe care ne e greu să-l ducem. Cine va iubi pe mamă, pe tată, pe fiu sau pe fiică, mai mult decât mă iubește pe mine, nu este vrednic de mine. Ce cuvânt, Doamne Dumnezeule, cine poate să ducă un asemenea cuvânt? Cine din cei care au fii și fiice, mamă, tată, apropiați, frați, surori, poate să ducă cuvântul acesta? Și îndrăznim să întrebăm și noi, cine poate să îndrăznească să spună cuvântul acesta? Să mă iubești pe mine mai mult decât îți iubești pruncul. Doamne Dumnezeule, ajută-ne pe noi să pricepem cuvântul acesta și să nu ne smintim. Dar de ce spune Mântuitorul aceasta? Și cu ce putere spune aceasta? Cu puterea celui care ține în mâna sa, care croniază tot cerul și pământul. Cu puterea celui care ne-a dat și nouă puterea prin învierea sa și prin împărtășirea cu trupul și sângele său, să înviem și noi, să viem și să înviem și noi. Cine are puterea să-și ceară un asemenea lucru decât cineva care iubește mai mult pe copiii noștri, cineva care iubește mai mult pe copiii noștri decât îi iubim noi? Credem noi oare că iubim mai mult pe copiii noștri decât îi iubește Dumnezeu și Preasfânta sa Maică? Ei bine, dacă crede cineva așa ceva, nebun este. Pentru că cu toții suntem nebuni. M-a întrebat cineva odată, cum e cuvântul acesta, cine iubește pe tată, pe mamă, pe fiu sau pe fiică? Și eu i-am spus, eu m-am spovedit că nu iubesc mai mult pe Dumnezeu decât pe copiii mei. Și s-a întors la mine speriată și a zis, și îndrăznești să mai spui asta? Da, îndrăzneam și îndrăznesc să spun, pentru că atât timp cât mintea și inima nu sunt curățite, atât timp cât nu se lășluiește harul, noi suntem încă ținuți de afectele trupului, de slăbiciunile noastre și iubim lucrurile și oamenii, pământul, țarinile și toate celelalte, gândurile noastre, ideile noastre, rodul mâinilor și a buzelor noastre, mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Și Doamne ferește să dea Dumnezeu o ispită cât de mică față de un apropiat al tău, față de copilul tău, față de tatăl tău sau de mama ta, că imediat cârtești și te lepezi de Hristos. Doamne ferește să moară cineva apropiat al tău, sau Doamne ferește când moare un copilaș, auzim voci care strigă. Unde este acum Dumnezeu de îngăduie aceasta? Încât omul a ajuns la o asemenea nebunie, că îl trage la judecată pe Dumnezeu, îl judecă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se apără. Iată, v-am dat vouă putere să călcați peste șerpi, peste demon, peste balauri. V-am dat putere să înviați pe cei morți, să scoateți afară pe demon, să tămăduiți orice boală este în popor. Și nu o faceți. Și nu o facem, fraților, pentru că ne-a dat putere, dar noi n-am primit-o. Fiindcă credem puterii minții noastre. Totul este supus minții noastre. Și ne spune după aceea un cuvânt, un Sfânt Părinte, tâlcuindu-ne nouă ce înseamnă fi și fiice, adică gândurile noastre, cugetele noastre cele căzute, pe care le iubim atâta, eu și eu și eu, și dreptatea noastră este mai puternică decât pacea de 100 de ori.
Întotdeauna le pădăm pacea pentru dreptate, fiindcă cugetele noastre sunt numai decât adevărate. Și Dumnezeu este și El, undeva acolo, în transcendent, o putere. Nu o persoană și mai mult decât atât o treime de persoane. Noi nu ne raportăm la Dumnezeu și nu-L mărturisim cu mintea, cu buzele și cu inima pe Dumnezeu cel adevărat, ci credem că Dumnezeu este așa cineva la cheremul nostru pe care îl mai scoatem când și când, după ce l-am exilat din propria creație, îl mai scoatem și când și când de la naftalină, când avem câtun necaz. Și când avem câtun necaz, atunci spunem, Tu, Doamne, ești vinovat pentru toate acestea. Că cel care cade în ispită și este trupesc, întotdeauna se îndreptățește pe sine și dă vina pe altul. Iar cel care are puțină smerenie și este pe un drum duhovnicesc, întotdeauna se prihănește pe sine și spune, iată, toate mi s-au întâmplat mie pentru că nu iubesc pe Dumnezeu, pentru că nu iubesc pe aproapele meu. Dumnezeu atât mai iubește încât pe unul născut Fiul Său l-a dat la moarte pe cruce, la moarte de ocară pentru mine. A fost cuipat și bătut și toate celelalte pe care le știți. Iar mie toate merg bine atât cât îmi merg bine. Și toate le dau, dacă vreți, pe seama norocului sau a altor idoli. Că despre tată și mamă, acest Sfânt Părinte tâlcuiește că sunt idoli. Adică toți cei care, cărora le atribuim puterile sau întâmplările din viața noastră. Toate norocul, de exemplu, sau dragostea, sau toate celelalte, vorbim de dragostea trupească, era un zeu, un idol pentru asta. Vorbim despre înțelepciune, înțelepciunea lumească, care este cârpă lepădată în fața lui Dumnezeu. Și toate celelalte au fost atribuite unor puteri numite zei sau idoli, dar știm că spun părinții și spune Evanghelia că toți dumnezeii neamurilor sunt dragi. Și toate cele pe care le supunem simțurilor și cele pe care le credem minuni, de fapt ele sunt iluzii, nu minuni, sunt făcute de demon pentru a ne înșela. Și iată, merge mai departe Mântuitorul și spune și cel care nu se va lepăda de sine și nu va lua crucea sa nu este vrednic de mine. A trecut la o treaptă mai înaltă, pentru că noi îi iubim și pe copii, îi iubim și pe apropiați, și pe mamă, și pe tată, dar Doamne ferește să ni se întâmple ceva nou, să suferim noi ceva, că imediat ne îmburicăm și învârtoșăm inima noastră și grumazul nostru și în fața lui Dumnezeu stăm drepți, așa, ca fariseul și cerem socoteală. Doamne, dar ce păcate am eu oare de a îngăduit să cad în asemenea ispită? Că uite, dau zeciuială din toate. Postesc vinerea și miercurea și încă lunea pentru îngerul păzitor. Și toate le fac mai bine decât ceilalți oameni. De ce ai îngăduit acestea, Doamne? Ei, pentru aceea a îngăduit Dumnezeu, pentru că crucea înseamnă sabie despărțitoare și înseamnă să despărțim omul vechi de omul cel nou în noi și înviat. Să despărțim viața noastră, cea dinainte, de viața la care ne cheamă Hristos. Se desparte întunericul de lumină. Fiindcă spune, ce amestec are adevărul cu minciuna, întunericul cu lumina și Dumnezeu cu mamona. Ei, aceasta este crucea la care ne cheamă Hristos. Să ne lepădăm de sinele nostru. Și a te lepăda de sinele tău și a te sui pe crucea pe care ți-a dat-o Hristos, înseamnă a te jertfi pentru aproape. Nimic nu este mai bine plăcut lui Dumnezeu ca să te lepezi de sine, ca să te faci pe tine mai mic decât aproapele tău, și să vezi în aproapele tău chipul lui Hristos
și să-L vezi pe El mai bun ca tine și să-L vezi pe El omul de care este legată mântuirea ta. Ei bine, foarte greu ne este aceasta, pentru că încă omul lăuntric nu a fost lucrat, nu a fost pus la suprafață, la lumină. El este undeva acolo într-un cotlon și așteaptă lumina Harului ca să-l scoată pe el la suprafață, ca omul lăuntric să crească, iar omul trupesc să scadă, așa cum spunea Sfântul Ioan Botezătorul. Iată, eu mă fac mai mic ca Hristos să se facă mai mare. Și aceasta este cea mai mare dovadă de dragoste, spune Dumnezeu, ca cineva să pună sufletul pentru prietenii săi. Și cine sunt prietenii săi? Toată suflarea, pentru că toți poartă chipul lui Dumnezeu în ei. Și bineînțeles, apropiații sunt cei din biserica ta, cei cu care te rogi împreună, cei cu care te împărtășești împreună. Dar pe niciunul nu vrea Dumnezeu să piardă, nici pe aceștia care sunt mădulare ale trupului, care sunt participanți, care sunt pietre vii ale bisericii, pietre din zidul bisericii, dar nici pe cei din afară. Așa că Dumnezeu cere ca să-i arăți că-L iubești, că te lepezi de sinele tău și slujești aproape. Și Părintele Arsenie ne spune așa: porunca care i-a smintit pe toți este aceea să nu mai urăști pe vrăjmașul tău, să nu-i răspunzi lui cu aceeași monedă, să nu-l blestemi, ci să te rogi pentru el, să-l binecuvintezi și în starea cea mai înaltă, duhovnicească, desăvârșită, despătimită, să-l iubești pe el. Ei bine, la aceasta ne cheamă Hristos, la aceasta este declarația de dragoste cea mai mare pe care putem să o facem. Și v-am spus la început că începătura dovezii sau un început de dovadă a iubirii noastre către Dumnezeu este să mărturisim că Iisus Hristos este Domnul și că a înviat din morți și că este Fiul lui Dumnezeu. Dar mărturisirea cu buzele ajută foarte puțin, fraților. A mărturisi pe Domnul, de fapt, întru Domnul, înseamnă să viețuiești după poruncile lui Hristos. Spune, cine este cel care mă iubește pe mine? Cel care urmează și împlinește poruncile mele. Spune o femeie din popor, ferit către Mântuitorul, atunci când era la Marta și Maria, fericit este pântecele care te-a purtat și sânul la care ai supt. Și Mântuitorul răspunde, da, fericită și de trei ori fericită. Dar fericit este cel ce ascultă de porunca mea și o împlinește pe ea. Iată ce este fericirea, iată ce este dovada de dragoste pe care o datorăm lui Dumnezeu, iată ce este recunoștința. Și Dumnezeu pune o măsură, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată puterea ta, din tot sufletul tău, mai mult decât pe fii, pe fiice și mai mult decât pe tine însuți. Iar pentru, ca un pogorământ, spune și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar de vrei să fii desăvârșit, atunci iubește pe vrăjmașul tău și într-o aceasta vei mărturisi întru mine că eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și tu ești ucenicul meu. Fraților, greu este pentru noi aceasta. Nu putem duce asemenea cuvinte, asemenea porunci. Și cu adevărat nu putem duce. Că știe Dumnezeu că suntem o mână de pământ obraznic. Că știe Dumnezeu că suntem mai slabi decât cele mai lepădate ale pământului. Dar de asemenea știe Dumnezeu că ne-a făcut pe noi, după cădere, ne-a dat posibilitatea să fim mai mari decât îngeri. Și ne-a făcut pe noi cu posibilitatea de a fi asemănare. Că suntem chip și cu posibilitatea de a fi asemănare. Și toate le-a făcut pentru noi și Dumnezeu s-a făcut om, spun Sfinții Părinți, ca
pentru ca omul să se facă Dumnezeu. Și deși suntem slabi și nimic nu putem face, și spune un canon așa, că cel ce crede că poate ceva fără mine, anatema să fie. Și Dumnezeu știe că nu putem face nimic fără Dânsul. Hristos știe și ne-a spus-o, fără mine nu puteți face nimic. Deci slabi fiind noi și fără nicio putere și arătând aceasta și recunoscând aceasta, ne smerim și Dumnezeu celor smeriți le ajută și le dă harul său, iar celor mândri le stă împotrivă. Deci să ne arătăm fraților așa cum suntem, că nici nu cunoaștem cum suntem, că de ne-ar da Dumnezeu harisma aceasta, darul acesta să cunoaștem cum suntem, am cădea la pământ și nu mai am plânge până la sfârșitul vieții noastre și am spune, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi păcătoși și ne curățește. Dar nu ne dă Dumnezeu aceasta pentru că încă nu putem duce. Și atunci când cineva va fi milostivit cu darul acesta, binecuvântat este de Dumnezeu. Pe de o parte, că s-a curățat inima sa și poate duce dulceața și puterea Harului și pe de altă parte că se vede pe sine mai căzut decât toată făptura. Dar noi să spunem așa, Doamne Dumnezeule, de nimic nu suntem în stare. Tu vezi că nu putem nimic, că trupul acesta nu poate nimic, este căzut. Dar Tu pe toate le poți. Trimite Duhul Tău ce sfânt, așa cum ai trimis apostolilor Tăi și de atunci și sfinților Tăi care au zidit biserica aceasta și să sălășluiască întru noi și vino și Tu și Tatăl să sălășluiască Preasfânta Treime în sufletele noastre ca să vedem și să ne învrednicim și noi să vedem lumina cea neapropiată și putem să facem și noi încă din viața aceasta un mic bine aproape lui nostru. Că ce bucurie mai mare poate avea sufletul nostru, fraților, decât să vezi că mângâi pe un om care plânge, că ajuți pe un om căzut, că nu-l lași pe el, că înviezi cu un cuvânt din morți pe aproapele tău. Credeți că este puțin lucru? Un cuvânt frumos, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de la Domnul, spus unei mame care... sau unei tinere care poartă în pântece prunc și vrea să-l lepede și să-l ucidă. Un cuvânt frumos, un cuvânt de îmbărbătare, de solidaritate, de mulțumire lui Dumnezeu și înviezi morții. Și mai mult decât atât, birui pe satana, după cum ne-a spus însuși Dumnezeu cu preasfintele sale buze. Deci, Doamne, trimite-ne nouă darul acesta, trimite-ne nouă harul, ca să putem face binele, să se înmulțească binele. Și să mărturisim că Tu ești Dumnezeul nostru prin faptele noastre și prin lumina noastră. Și să mărturisim dreapta credință și ne învrednicește să ne împărtășim cu trupul și sângele Tău. Ca să viem dreptății și luminii și să ne învrednicim să vedem fața Ta și slava Ta în veci. Amin. Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Apostoli, pe care astăzi am prăznuit, să vă binecuvinteze, să vă ajute, să vă dăruiască putere să mărturisiți că sunteți creștini și ortodoxi și că nu există mai multe biserici, ci numai una și aceea întemeiată de Dumnezeu însuși și că ucenicii lui Dumnezeu sunt cei care mărturisesc drept și sunt în dreapta credință. Amin. Da.
Oh,
Господи, помилуй.